Polițiștii din Buzău au deșins ieri la locuința unui bărbat de 47 de ani din municipiu, acuzat că a amenințat și șantajat o femeie tot din Buzău. Potrivit anchetatorilor, în ultimii 2 ani, bărbatul i-ar fi dat femeii cu împrumut mai multe sume de bani. Deoarece buzoianca nu ar fi respectat termenele de returnare convenite, cămătarul ar fi început să o amenințe și chiar să o șantajeze. În ultimul timp, situația degenerase. Individul ar fi încercat să o amenințe pe femeie și prin intermediul fiului femeii. Polițiștii au aflat ce se întâmplă și au demarat o anchetă. Din cercetare a reușit că în perioada 2022-2024, bărbatul în vârstă de 47 de ani din Buzău ar fi împrumutat cu bani o altă persoană din Buzău și ulterior ar fi recurs la adresarea de amenințări cu acte de violență asupra acesteia, pentru a o determina să-i remită atât sumele de bani împrumutate, cât și dobânzile impuse pentru acestea. Ieri polițiștii au efectuat percheziții la locuința bărbatului, de unde au ridicat sume importante de bani. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și au ridicat în vederea continuării cercetărilor 23.700 de euro și 29.500 de lei, mai multe medii de stocare și înscrisuri cu valoare probatorie. În baza mandatului de aducere, bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri. Bărbatul de 47 de ani, care nu ar fi la prima faptă de acest gen, a fost reținut pentru 24 de ore, iar acum urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Buzău cu propunere de luare a unei măsuri preventive.